Pe toți vă salut și vă doresc un nou început cu florele de anul acesta. Mușcatele de peste iarnă. Unele au început să înflorească, să înfrunzească. Aici avem și puișori. Iar aceasta este floarea cea mai lungă, care a avut mult de suferit pe timpul iernii, se rupe foarte ușor. Și am ales niște puișori să îi salvăm, să spunem așa. Oricum, fiind în martie, cu siguranță trebuie să și semănăm. Am adunat de la această mușcată mai multe semințe în vară și trebuie să le punem să vedem ce iese. Acestea sunt semințele adunate anul trecut, sau astea mai bine spus, sunt o parte din semințele adunate. Ia să iau o semânță. Pe care le vom pune în această cutie. De obicei astup găurile atât timp cât țin cutia în locul închis din greenhouse, așa că trebuie să astup întâi cu această bandă toate găurile. De obicei știu cam cât apă să pun, să nu am surplus de apă, să am probleme. Mai am aici hrană care se degajă în 3 ani de zile. Am zață de cafea aici, coajă de banane care normal în 4 zile se face numai bun compost pentru plante, dar fiind eu vreau să-l pun în interiorul cutiei, asta înseamnă că va dura 2 săptămâni până se face compost. Mai am cotoare și coși de mere și coși de semințe. Semințele se face compost în 4 ani de zile. 3-4 ani, dar în 4 ani sigur. Dacă pun în această cutie, cu siguranță acest an nu vor înflori. Dar rămâne să vedem. Eu presupun că nu vor înflori și dacă e un an călduros, cu siguranță vor înflori. Dar în Anglia nu e atât de mult soare. Așa că ne apucăm de treabă. Am pregătit cutia, am pus 15% de pământ cu nisip și acum punem zațul de cafea. Prefer să-l pun ud sau să fie mixat cu apă, să se amestece peste tot, după care voi pune cojile de mere, de banane și de semințe, le amestec bine. Acestea vor scădea cam într-o lună de zile, vor rămâne, să spun,
25% din volum. Aici se face hrana care are să fie valabilă cam în 3 luni de zile când rădăcinile vor ajunge acolo. În 3 luni de zile nu va mai avea efecte negative, ci vor avea doar efecte pozitive. Spun asta din cauza că am experimentat personal. Și dacă mai vedeți video de ale mele, cum am pus șervețele, ziare, anul trecut am avut cele mai frumoase flori într-o cutie mai mare, care este în spatele meu acum. Deci un rezultat foarte bun. Acum, ceea ce vreau să fac, pun acest compost care îl fac singur. Am văzut pe aici și râmă și am mai văzut una pe acolo. Asta ajută foarte mult la perfecționarea compostului. Sunt sigur că acum nu va mai trebui udate, pentru că apa care am pus-o, cantitatea de apă care am pus-o, trebuie să vină de jos în sus și nu de sus în jos, în situația de față, cum obișnuiesc eu să fac această treabă. Se vede că apa iese. Obligatea se va ridica în sus singură. Cam asta este cantitatea de pământ care trebuie pusă prima dată. Este în jur de 15 grade afară. Și pământul nu este rece, contează și aceasta. Vreau să pun jumătate din aceste semințe. Pun multe din cauza că nu am ce face cu ele. Dacă obișnuiți altfel, vă rog să îmi scrieți. Asta este o crânguță de la alte flori. Probabil o să fie semințe din treabă și pe aici, dar asta nu contează, că chiar va ajuta. De ce pun eu așa? Din cauza că această parte de foioasă, lemnoasă, cum vreți să spuneți, de la flori, se va face în compostul exact pe care are nevoie, de hrana care are nevoie, fiind tot de la mușcate, ele vor da o hrană exact necesară pentru aceste viitoare flori. Acum voi pune peste acest strat și spune că e valabil pentru tot felul de plante, ca și hrană pentru florile. Îl mixez
l-a fost bine. Anul acesta am golit vaze care erau puse de 3 ani de zile și încă mai avea aceste granule, parte din granulele acestea. Sunt, cred că, 4 feluri, după cum am văzut eu, de granule. 4-5 feluri, după cum le văd eu, dacă nu ar fi mai multe. Dar așa, la prima vedere. După care astup și acest strat care este la suprafață și în viitor, bineînțeles, o să pun apă pe deasupra și această hrană chimicale, să le spun eu, că nu e naturală. Uite și piatră. Am eu compost, este amestecat și cu nisip, petriș și alte lucruri bune. După cum spuneam despre mușcatele selectate, am să le pun aici din cauza că sigur aceste mușcate vor înflori anul acesta. Și cum fac eu selectarea? În general, las doar partea de sus. Tai toate frunzele celelalte și las două sau trei părți unde au fost frunzele. E foarte simplu. Pentru a asigura creșterea rădăcinilor, am aici alte chimicale care ajută la creșterea rădăcinilor și din acest praf granulat voi pune un strat foarte subțire pe acest pământ și la udare el va intra în pământ sau când vine apa de desubt va prelua din aceasta și va ajuta la creșterea rădăcinilor. Cu o șurubeniță, foarte simplu, fac niște găuri oblice. Aceste plante, ele sunt le place să atârne dacă nu le obișnuiești să se ridice, dar în orice caz foarte mult le place să stea pe lângă. Nu ajunge. Ok. Așa că voi pune parte din aceste mușcate pe aici. Cam așa arată la final. Urasem și voi succes, atât mie cât și florilor, în prinscris unui mesaj, unui text acolo. Și poate primiți și voi niște semințe de mușcată. Oricum, eu vă doresc succes tuturor. Și să ne vedem cu bine în viitor. Toate bune și frumoase!